Eu sunt Marlen, fata mai de la Sâmburi Urbane, iar astăzi vom face împreună caș la borcan, brânza sau brânza fermentată la borcan, o metodă foarte faină de a păstra brânza pentru iarnă. Se poate ține la cămară, nu presupune niciun proces foarte științific fantastic, nu se sterilizează borcanul decât la început, dar veți vedea pe parcursul rețetei cum facem noi, că trăiți de familie, de la străbunica, ca să păstrăm această brânză pe rafturile cămării luni de zile, fără a steriliza ulterior borcanele. Și atunci veți, la final, veți obține o pastă foarte faină de caș, care merge vara mâncată super cu roșii, cu ceapă roșie sau salată de ardei copți. Și că haideți să vedem cum ajungem aici, mă ajunge să avem brânza asta bună și pe priar. Hai. Pentru cașul la borcan sau brânza fermentată la borcan, avem nevoie de brânză și borcan și sare pentru murături neodată. Da, sare gânjoasă. Și vom începe prin a rupe... Să nu uităm să zicem câtă sare. Cam 25 de grame. La fiecare kilogram de brânză. Și ce brânză avem noi acolo? Caș nesărat, caș nesărat de oi. Puteți folosi și caș de oaie cu vacă, vacă sau chiar de capră. Caș să și fie. Acum ce trebuie să facem? Să scăpăm de umiditate. Rupem în bucăți mai mici. Cât așa? Da. Pe care le punem într-o strecurătoare. Cu scopul de a elimina cât mai multă apă. Strecurătoare pusă într-o tavă ca să colecteze acolo zero. Și ce facem cu tot ăsta? Îl dăm la frigider. Pentru 24 de ore. Cum e uns, fain, gras, trebuie nu-l fă așa mărunt, bucăți. Cum așa de mare? Da. Iar acum punem sita și tot așa cu tava la frigider 24 de ore, dezvelit, complet, nu acoperiți cu nimic. Ne mai mutăm un pic, le mai scuturăm, eventual punem în două site, dacă ce mi se pare că stau cam cleaie peste grămadă acolo. Ideea e să scăpăm de apă, pentru că apa e mediul de proliferare a mucegaiului. Unde nu e apă, nu apare mucegaiul, știi? Și atunci asta e ideea. Bun, brânza s-a zvântat, iar acum vom trece prin mașina de tocat. Face rime. Da. Nu dai. Să și dăm drumul. Și avem aici cărnat de brânză. Și baghete. Da. Deci, faine, vai cum de poftă. Mai trebuie sare. Asta merge cu pasata rețeta în descriere. Asta trebuie să facem langoș în plus cu brânză de asta bună. Da. După ce o sărăm, le punem mărar. Și cu pasata. Și punem și la congelator din ea și ducem și acasă să mâncăm proaspătă, nu băgăm tot. Ne facem și perucă din ea. Perucă, da. Bun, revenind, după ce ne spălăm pe mâini, la fel o spune și dumneavoastră. Am măcinat cașul. Exact, din Ardeal se zice măcina și carnea și cașul, că e din latină, macinare. Am măcinat, avem aici 50 de grame de sare. Pentru că avem 2 kg de caș. Da, avem 2 kg de caș. 25 de grame la kg. Ne pregătim să frământăm. Doamnelor, dați-vă jos accesoriile colaterale. Facem cărăzăt cu, da, cu brățară. Da, ca și la bulgar cu banița, că de revelion se găsește acolo. Da, 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 știu că un direct peste și... Da, dar pui așa în cerc. Nu tot în mijloc sarea. Și dă și frământa. Sarea e singurul conservant din brânza asta. E ca și un aluat, dar fără făină. Și la ce o să folosim? La plăcinte din alea la tigaie, zise pe lespede, la langoș. Acolo punem și mărar. Brânza aici sărate, aveți rețeta pe Savori Urbane, cu cost de ceapă verde și verdețuri, cărăzăt, pasta ungurească, aperitiv, cu chimen și boia. Ce rece? E rece, nu? Că e din frigiderul venit. Cam 2-3 minute trebuie frământată ca să fim siguri că sarea s-a distribuit peste tot. Da. După aia pregătim ce? Borcanele.
care trebuie să fie sterilizate, atât ele cât și capacele. Vă las link în descriere. Și mai departe, mult de lucru numai că punem brânza în borcane și le dăm la cămară, pentru că nu necesită supra-sterilizare. Umplem borcanele, ne apăsăm bine, tot ne asigurăm că nu rămâne aer. Așa mai punem. Pe straturi, da. Să știi că străbunica Buia și ce mai punea așa în mijlocul borcanului, mai băga câte o bucată de caș nemăcinat. Știi? Sau în straturi. Punea un strat de brânză frământată, bucăți mari de caș nef frământat. De ce? Și acolo era fain iarna, că desfăceai borcanul și na, aveai și caș nef frământat în el, erau cu bucăți mai mari. Nu numai pasta. Și asta stând în cămară, se maturează spre primăvară, începe să fermenteze, un pic devine așa un pic pișcăcios, iute, cipeș, cum zicem noi, se îngălbenește și schimbă un pic gustul și e fantastic, e deja altă brânză, știi, e o brânză maturată. Uh-huh. Am pus cașul măcinat în borcane, avem și într-o punguță pentru congelator. Exact. Aici avem chiar pentru a mânca imediat. Imediat, că murim de poftă. Aici avem niște unt topit. Fierbinte. Cam 50 de grame topite așa, da, la 3 borcane. 50 de grame și niște sare, da, încă. Acum o facem următoarea chestie, din căuntru va veni deasupra. Și va sigila. Da. Întâi punem niște sare, presărăm pe fiecare borcan. Așa. Așa? Da, da. Bun. Tot sare de murături să fie. Asta e singurul conservant, sare. Și acum vii cu lingura sau torn, cum îți simți mai ușor, să faci oglindă sus, untul. Că ăsta se va întări. Am străbunica, ca să știi că făcea și cu untură, untură de porc. Că aia și la temperatura cămării devine solidă. Mai poți să pui un pic. Așa. Încă un pic mai pune. Bun. Pe toate trei. Și atunci când mâncăm, dăm deoparte pelicula asta de grăsime. Așa, mai pune un pic lasă în mijloc. Pune să fie împărțit. Și la ultimul. Bun. Lăsăm. Și acum nu mai lăsăm. Ar trebui să închidem, dar bine ar fi un pic să stea să răcorească untul acolo. Știi de ce? Că face condens. Da. Dacă acum mai pun capacul, se va face condens. O să fie picături pe capac. Așa că le lăsăm nemișcate și revenim cam în jumătate de oră, le închidem. Da. Și nu mai trebuie sterilizate. Apoi băgate la... La cămară. La cămară. Acum cămările de pe vremuri aveau 12-14 grade. Așa era și paisul din Sibiu. A noi, în Arad, cam călduț. Eu l-aș ține în frigider, sinceră să fiu. Da, dar dacă aveți beci sau cămară, ok, fără nicio problemă la cămară și le mâncați și peste un an. Cum am spus, am lăsat un pic să frigider ca să întărească untul. Untul s-a întărit. Cu pelicula, e barieră foarte bună, izolatoare. Nu, nu ciocăni prea tare. Nu se desprinde. Toate ce acusticau. Da, batem la tobe. Da. Închide borcanele ermetic, știi, ma? Acum încep să le închidem. Și mai avem o punguță la congelator. Vă spuneți, Marlene, aveți făcut pe pâine. Ne-am gândit la pâine. Borcanele acum merg la cămară, da, nefiind nevoie de procesare termică de nimic, nici străbunica mea Buia nu le procesa termic, pentru că nu vrem să le transformăm în cauciuc. Că asta se întâmplă. Dacă fierb brânza, ea se coagulează. Și este o chestie cauciucată cu niște grăsime deasupra. Și acum tu vrei să guști. Ah, da, ce bunătate și eu să vreau. Avem aici, lăsat un picuț. Este bună chiar și acum, ce să facem azi. Vara cu ce o mâncăm? Cu roșii? Și iarna? Cu ceapă roșie. Cu ceapă roșie. De-aia n-am pus aici nici ceapă roșie, nici roșii. Fiecare mănâncă cu ce-i place. Și cu ardei copti, bună chestia asta acum. Pe pâine și cu salată de ardei copti. Unctuoasă, tactinabilă, perfect. Cu sare acum, e ok, nu prea se arată, cum trebuie. Nu, vezi, a fost foarte simplu, mutură foarte faină de a conserva brânza, cașul, mai bine spus, să aveți tot anul din el. Nu uitați să vă abonați, faceți un like, un share și să ne spuneți în comentarii cu ce ați mâncat asta, cu roșii sau cu ceapa roșie. Așa. Sau cu ardei copți. Să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao! Ta-a.